Am făcut dragoste cu oameni vitre că starea nu știe. Salve șacalilor, ce faceți? Bă, cam mănânc în spatele și aș avea nevoie de o mânuță de ajutor. Nu vreau să mă scarpin tu, ciudatule. Am propria mea mânuță cu care mă scarpin pe spate, ciudaților. Sau poate eu sunt ciudat că am o mânuță cu care mă scarpin pe spate. Am pus un story pe Instagram unde v-am zis să-mi lăsați acolo secretele voastre, pentru că facem citesc secretele abonaților numărul 3. Și mi-ați lăsat secrete. Poate chiar prea multe. Facem multe clipuri care depind de Instagram, așa că dați un follow acolo la Sniculeț frumos și cât vorbesc eu aici, bam, dați un subscribe și apăsați acolo pe clopoțel, bum, toate notificările. Ca să fiți, bă, notificați. La câte nume o să am de blurat, trebuie să lăsați un like, să facem, bă, 30.000, să revenim pe felia aia bombă, bă. Mamă, ce ratată-ți, bă. Ăla unde v-am zis să lăsați întrebările era roșu și acum toate întrebările sunt roșii, așa, frate, și o să vadă un răbă. Sunt magnet la femei. Când doamna ne-a spus să scuipăm guma la coș, am înghițit guma de frică. Hai, o să crească un gum în tine. Am făcut sex la strand în piscină cu o fată în miezul zilei și erau oameni pe lângă noi. Eu v-am zis că mi-ați lăsat niște secrete un pic cam prea secretoase, așa gen. Un pic cam prea mult. Am încercat să fumez la 9 ani. Bă, nu-i bun fumatul, bă, numai pe bune. Nu vă băgați, bă, în prostii de astea. Decât să dai bani pe pachet de țigări, uite, mai bine îți cumperi o mânuță frumos din târg și uite așa, îi dai frumos aici, bam, uite așa, direct, aici, așa, frumos, la oameni, la deltoizi, bam, 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 ai dat aici, pișina, spre frumos aici, la ceafă, știi? Funcții de asta, te masezi pe față, pe călcâie, pe unde vrei tu, recomand, dacă te masezi mai întâi pe călcâie, să nu-ți dai pe față. Cum am făcut eu acum. Am stat într-o relație cu doi băieți în același timp. Când eram mic am dat foc la parchetul de sub masă, acum am gaură sub masă. Părinții mei nu știu. Acum n-o observat o gaură așa în mijlocul casei. De când n-a mai fost mișcată masa aia de acolo, din moment ce părinții tăi n-o observat. Fumez și am doar 12 ani. Bă, nu-mi place școala. Asta nu cred că e un secret. Cred că poți să te pun cu tot cu nume, cu tot, că nu-i secretul ăsta. Îmi place de mama vitregă. E ok, deci practic știu că e un secret, știu că e greu, dar realistic e ok. E ok, adică nu încalci nicio regulă, știi? Îl iubesc pe Snic. Bă, ce e asta, frate? Asta să știi, bă, secretul ar trebui să fie că nu-l iubesc pe Snic. Adică ăsta ar fi un secret. N-am secrete, dar vreau și eu pe vlog, ok? M-am pupat la 7 ani cu vărul meu pe buze. Sunt împreună în secret cu verișorul meu, poftim? Deci mi se pare că e o experiență faină și tu, ca ăla care ai secretul, să-l zici cuiva, știi? Pe care cumva nu-l interesează, dar să te exteriorizezi așa și mi se pare interesant și de perspectiva mea, eu care citesc toate secretele astea, care îți dai seama cum vin așa către mine. De unele nu le văd venind, bă, adică pe bune. Am făcut pipi în autobuz și nimeni nu știa. Te iubesc, Adelo, să moară tot ce-a murit. Ia auzi, Adela, cred că cineva chiar te iubește, pe bune. În secret, dar te iubește. Când eram mică, mi-era frică să merg la baie, că era un paianjen și m-am chișet pe hol. După am șters cu frățeamă de bucătărie. Îmi place că mi-a dat două mesaje, adică să terminăm povestea. Bă, asta chiar e aiurea, adică e un secret, e normal, nu e aiurea, de fapt e foarte bine, foarte bine. Nu judecăm pe nimeni aici, doar citim. Am fost împreună cu două fete și ele erau între ele cele mai bune prietene. Apoi nu erau, bă, cele mai bune prieteni. Tu îți dai seama dacă asta era cea mai bună prietenă cu asta și ele erau împreună cu tine și de fapt nu și-o zis? Păi dacă nu și-o zis, înseamnă că nu erau cele mai bune prietene. Capul sus, rege, bravo. M-am angajat la 14 ani. Fac multă căcuța. Când închid ochii nu mai văd. What? Ce-am văzut aici? What the... Uite, ăsta e genul pe care nu l-am văzut venit. Când eram mic și mergeam la bunica, mereu făceam pișul pe găină. De ce ai face asta? Secretele abonaților numărul 3, super tare. Eu cred că e cea mai tare serie, bă. Îmi place de un băiat mai mic de înălțime decât mine. Acum contează și ce zici mic, așa, știi? Că n-au, și eu am 1.75, știi? Sau 1.76, depinde de persoană. Da? Na, știi, na, e iurea. Nu sunt mulțumită cu mine și îmi doresc să fiu altă persoană. Ba da, ești mulțumită de tine. Nu ești mulțumită de tine în acest moment. Știi de ce? Pentru că poți mai mult. Singura altă persoană care vrei să devii ești tu, într-o versiune mai bună a ta. Capul sus, Regina, a căzut coroana. Am mare crush pe profa de filozofie. Am făcut pipi în florile mamei. Sunt gagică ta. Ăsta da, secret că pe asta nici eu nu știam. Cred că mai sunt persoane care trebuie. Tu îți dai seama, știi, să zici că ești împreună cu cineva, să fii un secret, dar atât de bine să fii păstrat secret încât nici persoana care ești împreună să nu știe. Adică tare. La despărțirea cu gagica mi-am simulat că am plâns, dar eu eram fericit că am scăpat de ea. Ce aud, ce aud. Am furat 2 milioane de la tatăl vitreg al fostei mele. I-am spart la un copil capul cu un ciocan și am mințit-o pe mama lui că a căzut. Lumea nu știe dacă sunt fată sau băiat și faza nostimă este că nici eu nu le spun. Era să intru în pușcărie la 12 ani. Am 15 ani și 3 iubiți în momentul actual. Zile de săptămână. Am mai fost cineva în episodul trecut tot așa. Pe o zi avea alt iubit, știi? Până la urmă e bine, adică de rest,
întâlnești cu cât mai mulți oameni, nu să socializezi, așa, ce are, unul pe săptămână, pe fiecare zi. Mă las un pic mai pe spate, că deja mai sunt, multe. Am o relație de 5 ani și părinții mei habar nu au. 5 ani, cum poți să zici 5 ani, a spus ceva de ceva, 5 ani. Plac 5 băieți și nu știu pe care să-l aleg. Nu ai păr. Dar de ce să-mi aranjez părul cu mâna mea când pot să-l aranjez cu mânuța? Am băut apă de la WC-ul când eram mică. Amar jumătate din hainele mamei. Am văzut-o pe bunica dezbrăcată că se dădea cu loțiune, iar după m-a văzut și am fugit de acasă. What? Merg la prietena mea la 3 dimineața în fiecare weekend fără să știe părinții mei și stăm și ne uităm la filme. What? La 3 dimineața e? Tu îți dai seama aici ce operațiune face cineva ce face asta? La 3 dimineața, bă, tu îți dai seama. Păi la 3 și la cât te întorci? La 7 dimineața? Pe unde sar? Pe geam? Sau cum? Exact ca în filmul aia cu casele alea americane, așa știi cum sar pe bune? Bine, sau dacă stai la parterna poți să, dar după să vede geamul deschis. Am sărit geamul la 3 dimineața să mă văd cu un băiat. Uite ce ziceam, bă, deci să sare geamul. Deci tot la 3 dimineața, bă, cred că asta e o oră magică, bă. Mă uit la secret împreună cu sora mea. Am făcut dragoste cu oameni vitre că ăștia nu știe. Sora mea urăște sarmalele astea, cel mai nașpa. Deci asta e, mă, cred că mă opresc aici. N-ai cum. Bă, vine și Crăciunul, bă, nu se poate, bă. Ce mănânci, bă, de Crăciun? Paste carbonara, bă, cum să nu se poate? Deci asta e ilegalitate. Da, uite aici. Ce frumos e. Exprimat. Am cam luat 500 de lei din portofelul mamei și mi-am luat tastatură cu ei. Nici acum nu și-a dat seama. Dar v-a plăcut cum s-a exprimat? Am cam luat. Adică, bă, nu o luat. O cam luat 500 de lei, știi? Putea să ia mai mult, putea să ia mai puțin, dar cam luat așa. Și bă, nu voiam, dar am cam luat. I-am luat cardul mamei din portofel și l-am înlocuit cu unul vechi. Pentru tine, cât și pentru secretul trecut, cred că și-o cam dat seama. Adică, tate, observi cardul în primul rând că e altul. Și la al doilea rând, dacă ți-l fezi 500 de lei din portofel, nu cu observere. Vede, se oprește timpul în loc așa, adică crede-mă, îți amintești absolut tot ce ai făcut cu 500 de lei, crede-mă. Am mâncat compost și după am băut lapte doar ca să mă simt rău, să nu merg la școală. Dar de ce ți-ai făcut, bă, rău singur? Puteai pur și simplu să nu mănânci compot și să bei lapte și să zici că ai mâncat compot și ai băut lapte ca să te prefaci că ți-e rău. Ce să mai... Am călcat un copil cu bicicleta și după mi-era frică să n-afle mama. Cum l-ai călcat, vere? Cum? Te-ai urcat pe el dintr-o roată, cum l-ai călcat? Ai dat peste el, dar te calci cu tancul, calci cu SUV-ul, cu mașina, cu... dar nu-l calci cu bicicleta, bă. Decretul gustului. Asta cred că a făcut-o cineva și în episodul trecut. Îmi place de o fată de 10 ani, iar eu am 14 ani. Mă uit la tine și mănânc muci. Pentru mine ar fi adrenalină și să las un secret, frate. Dar văd că unii chiar s-o exteriorizat. Adică mi-au lăsat așa vreo 15 secrete, știi? Adică și-o povestit așa viața, știi? Ia uite, fac și aia, dar să vezi ce am pățit atunci. Ia uite, fac și asta, a, să vezi cu persoana. Ia hop și așa, mi-au lăsat vreo 15 secrete. Am mâncat muci până la 13 ani și acum am 14. Felicitări. Ești oficial de un an, ai detoxifiat de un an. Bravo, bravo. Îi ceva. I-am dat cu nuiaua în capul bunicului meu și după i-am spus că e că o pasăre s-a ușurat cu el. Mă și imagine, i-a dat în cap la bunicul să cum ditai nuiaua. Ies cu 3 fete simultan. Am avut 3 iubiți la 11 ani și părinții nu știu. Am Instagram fără să știe mama. Mai bine Instagram decât TikTok. Le dau tuturor reject pentru că mi-e frică de iubire. Acum o lună am găsit 100 de lei pe stradă și până acum stau cu frică să nu vină poliția. Boi, ce-am găsit al meu să fie? Cine pleacă la plimbare pierde locul de onoare. Ursuleți de catefea ce se dă nu se mai ia. Nu să stai cu frică, frate, du-te acolo, ia-ți o înghețată. Am o relație de 3 ani cu un băiat, problema e că suntem rude și nimeni nu știe asta. La asta mă refer când nu le vezi venind. Am fost la mall în baie și am furat hârtie igienică și săpunul și nimeni nu m-a văzut. În mall, la hotel am auzit, dar în mall nu. Ori la mine o șurubelniță și un cuțit în caz de mă atacă cineva. Cu dreapta omori, cu stinga mai repari un calculator, ceva, un telefon și se mai stric. Am fost la o întâlnire cu o fată, pe Insta era fată, dar față în față era băiat. Raul? Când eram mică scuipam babele pe stradă de la balcon. Când ies de la baie uneori nu mă spăl pe mâini. Astăzi am făcit pipi. Fac sală și nimeni nu știe. Asta... periculos, nu spune la nimeni. Iubesc o fată pe nume Larisa. Ia uți frate aici, băi Lariso, băi. Câte Larisi urmăriți clipul ăsta și vă cheam Larisa să știți cum băiat vă place. Am iubit mai mic decât mine. Am lins pe fund o broască. Când mă duc într-o cameră și stau singur, mă dau cu capul de pereți fără motiv. De ce, bă? De ce? Îți dai seama ce bucuros e omul ăsta când pleacă părinții lui de acasă. În sfârșit iasă, hop, și începe să dă cu capul de pereți. Am avut iubită și o înșelam cu sora ei. Mama prietenei mele mă plătește să stau cu prietena mea. O iubesc pe iubita celui mai bun prieten. El nu știe, ea știe. Am fost într-o relație cu vara mea timp de 2 ani. Am 2 iubite, amândouă stau lângă mine, suntem vecini. Ce vecini de treabă? Așa vecini sunt tot ai mere. La scara mea, Andreea, la scara ce, Alexandra. Hop, ne-ai rezolvat. Să nu cumva să vină curierul să vă întâlniți toți trei afară, atâta vă zic, să nu cumva. El știe că am rămas un weekend la cămin când eu de fapt am dormit cu cel mai bun prieten.
Au. Când am venit de la meditații, l-am văzut pe tataie urca peste sormea. Ok. Am pierdut nou nat November de 70 de ori și partea tristă că nu glumesc. Mai am efectiv 17% baterii și 17 minute de filmat, bă, tu-ți dai seama. Hai să ne grabim încă două secrete și outro, că nu mai am baterii. Uite, 16%. Când era mic am mâncat caca, ok. Te iubesc, glumesc, ok. Am filmat-o pe bunicul ăia cum făcea duș, ok. Am făcut pipi pe mine în Kaufland, ok. Sunt împreună cu iubitul prietena mea. Ok. Vorbesc cu 3 băieți, dar nu-mi place de niciunul. Speranțe false, ok. Încă joc Fortnite. Ăsta chiar e secretul cu care vreau să închei acest episod. Cam ăsta a fost episodul cu citesc secretele abonaților. În caz că aveți nevoie de o mânuță de ajutor, cu, în caz cu orice, spuneți-mi. Am eu una. Nu uitați neapărat să mă urmăriți acolo pe Instagram, Sniculeți pe Instagram, dați acolo un follow pentru că o să mai facem de asta și ar fi fain. Sau mai multe episoade cu abonații și ar trebui să mă urmăriți. Facem 300.000 până de Crăciun? Nu! Eu mă simt un pic obosit după ce am luat atâtea informații noi și știi care e problema? Nu sunt informații noi dintr-un singur domeniu. E problema că vin așa chestii complet random, frate, pe care tu încerci să le asimilezi. Bă, cum o reușit, cum o făcut, de ce oare, de ce s-a întâmplat? Asta a fost episodul, ce să vă mai zic? Episoade noi în fiecare miercuri și sâmbătă, activați clopoțelul. Așa că beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat! Bă, bă!